Dorel Găină, pionier al artei experimentale românești. N-aș spune că sunt un pionier al artei experimentale. Am avut șansa și mai am șansa, ca iubind arta, să fiu îngăduit la marginea sau peste marginea atelierelor, acțiunilor artistice, făcând și multă fotografie, sigur că am avut șansa și documentând să fiu în zonele de intimități care dispar, sunt efemere, efectiv pierd. Iarăși am un mare necaz, niciodată nu pot să urmări pas cu pas o ardere artistică. Încă n-am găsit metoda. Maximum ce pot face este să relatez oral. Deja și scrisul dăunează, rezumă. Fotografia, oricât o iubesc, este în primul rând săracă. Drept care la Oradea ne-am nimerit cu o grămadă de absolvenți care acum sunt niște nume importante. Și era o Dan serie de... Pejovski, Nicolae Unucean, Uiva Roșii, Ioana Aurel Mureșan, Vioara Bara, Sorin Vreme, să nu mai zic. Iar au fost trei mentori în zona aceasta, Iovian Gheorghe, Bunu Șioan și Jaco Zoltan. Deci care au fost cumva fermentul unui experimentalism, antiexperimentalismul atelierului 35. Deci postmodernismul și atelierul 35 a venit ca o mânușă, de fapt, pentru tot tineretul român. Între timp, lângă Târgu Mureș și în Secuime, era grupul MOMU, Arta Contemporană, care făceau ce în perioada respectivă încă se considerau a fi trăsnăi. Eram martor prin revista Arta și prin relatări orale la ce se întâmpla la București, la un Decebal Scriba, la grupul Subreal. Și era fantastic cum aspira informațiile peste tot. Foarte mulți oameni plecau în străinătate și de acolo se trimiteau vești. Și veștile veneau foarte bine selecționate. Deci nu toată Bienala de la Veneția o parte, nu tot Cazel o parte. Cam ce trebuia, nu mai trebuia să te descurci în informație. Și desigur, încetul cu încetul a început Atelier 35. Oradea, iară, față de alte centre, fiindcă peste tot erau focare extraordinare, dar, de exemplu, Satu Mare niciodată n-a putut să ardă cu flacără înaltă, fiindcă exista un personaj foarte important al locului, care ținea încă pentru gestionarea într-un tradiționalul foarte disciplinat și deci și puțin obosit la tot ce înseamnă zona de artă plastică. Pe când la Oradea, toate generațiile mai vechi fuseseră în zona experimentală, indiferent ce făceau, chiar și în zona de tradiție experimentă tot tipul, și în primul rând erau îngăduitori. Era cumva atmosfera de Oradea, lasă-mă să te las, toți suntem prieteni. Asta a fost absolut, absolut teribil. Absolut teribil. Și apoi după aia s-au mutat ușor lucrurile înspre alte zone. Da, deci Pejovski când venise la Oradea și spunea cu exaltarea lui, mamă, dacă știam eu ce se poate face, ce de mult făceam, și el de acolo a pornit și iar a fost ciudat, cumva când a plecat la București, fără să-i ceară nimeni, s-a lepădat cumva de memoria Orezi. Cred că a fost foarte important. Dar noi ziceam vis-a-vis de el, știindu-i energia și văzându-i că era încântat de Oradea și spuneam, nu, stai tu liniștit, că e o platformă de zbor, tu doar te pregătești să zbori și vei zbura. Și s-a întâmplat lucrul acesta. În același timp, iară, București, făceam foarte mult naveta între Oradea, București, Oradea, Cluj, Oradea, Baia Mare, Oradea, Timișoara. De la luat avionul după masă ca să prinde vernisaj Geta Brătescu și Nicodim sau Vanda Mihuleac, și cu trenul de noapte înapoi să fim la serviciu a doua zi. Erau nebunii frumoase și permisive. Una din chestiile fantastice de istorie a artei românești s-a întâmplat în aeroportul din Oradea, cam de maniera că venise Ileana Toscaru de la Bacău, să ducă la București niște lucrări de la noi și după aia o expoziție la Bacău. Și sigur era controlul feroce deja la aeroport, Onucean, Bieu, Sorin Vreme, cred că deja era Uiva Roșii, o ajutasem cu pachetele, a intrat foarte, foarte activistă, în sens de activist cultural în aeroport și a zis, duc o expoziție, trebuie să mă ajutați. Și cam știa, avea un soț care era pilot, deci cam știa treburile. Și i-a pus pe milițieni, pe doi milițieni să ajute. Trebuia controlat tot. Drept care doi milițieni au desfăcut, asta dând importanță evenimentului, doi milițieni din aia clasici, așa, și rebeli și așa, au desfăcut istoria ruginei, dar cu grijă, deci eram fascinat, deci nici nu mai ajutam nimic.
Și între timp a trecut altul pe lângă, zice, ce e asta? Și unul de el așa zice, este o operă de artă. Toată critica de artă cred că n-a făcut pentru nișa asta de social, ci a făcut intervenția în forța Ioane Ploscaru, un milițian să constate despre istoria rugine a lui Lucian, că este o operă de artă. Ei, în același timp veneau foarte multă lume, veneau, se întorceau cei din Ungaria, din Israel, din Germania, cât puteau, cu vești. București își găsea zonă de libertate în zona de vest, pe linia de vest, până și Babeț, care era interzis la Timișoara, venea să verniseze sau la discuții și la Oradea, deci în zona de vest, culminând cu celebra Bienala Tineretului din 88. Așa ne-a venit Călin Dan, așa ne-a venit Mihălțeanu, eu și Chirai de la Timișoara. Timișoara a funcționat bine până când n-a făcut o mică gafă eu și Chirai pe... Ei obținuseră sponsorizare de la Uniunea Tineretului Comunist, cu condiția să fie eficient, logo-ul Uniunii. Și în zona de mail art, care se practica teribil de mult și ne-a dus foarte multe foloase, până la, ce știu, era un italian care tipărea cărticele și pe jos chiar tipări vreo 10. Uimirea unui japonez celebru, nu mai știu, care venise și acolo, că, domnule, ce-a trimis un fel de frunză cu timbru în America și s-a returnat, pe când în România poșta prelua, deci a ajuns, era fantastic, da. Ei, și eu zic, era, n-a avut ce face decât să pună pe o carte din asta poștală de tip mail pe care a trimis-o, tipărită și cu efigia Uniunii Tineretului Comunist din România, o secvență fotografică cu doi porci care făceau sex. Scandal, debarcări. Da, asta este, așa s-a întâmplat la Sibiu, iară cu acțiunea lui Anti, care s-a dezbrăcat în pielea goală și cu un stomac de vacă sau de forță. Iar au căzut niște capete de pe la UTC. UTC-ul era mult mai permisiv, erau colegi de generație. La Oradea și partidul, deci am avut ultima întâmplare cu cei de la cultură, a fost cam așa că ne-a venit la ultima expoziție de Atel 35, chiar înainte de ultimul congres, Liviu Borcea și s-a uitat și a zis, băieți, rămâne, dar vă rog, fără vernisaj. Iar poza care a reprezentat Uniunea Artiștilor Plastici din Oradea la congres, la expoziție, era un 30 ori 40 color, cu instalația Vioarei Bara, care însemna așa cam 40-50 de picioare de gips luate de la ortopedie, vopsite sălbatic și cu un grup de bărboși și câteva fete în spate, adică noi. Nici azi nu-mi dau seama cum de s-a putut insinua așa ceva. Ei, toate astea s-au terminat la modul natural, cam din 91 au început să se atenueze și 93 zic eu că a fost anul de grație, când cel puțin la Oradea s-a terminat mișcarea Atelier 35. Deci în cei 3 ani de după 89 au fost foarte multe expoziții, evenimente, dar se simțea că se va termina, cu regret. S-a terminat natural, după aia am expus împreună, suntem prieteni, dar nu mai s-a oficializat poate puțin lucrurile sau mai academizat pur și simplu, și relațiile? S-a terminat cumva la modul natural. Asta este. A rămas istoria.